oamenii nu înțeleg că se pot face programări online sau telefonic. Lumea încă este obișnuită cu vechile cozi în epoca veche. Cred că ăsta e motivul. Eu am venit mai devreme la programare la ora 1, dar ne fiind din localitate, am venit acum. În principiu se pare că la ora programării ia pe fiecare care are programare intră, deci nu-i problemă. Oamenii, domnii de lângă, nu au programare și așteaptă doar să nu vină oameni programați, să mai ia coadă. Vreau factură. Vreau o factură, nu vreau contract. Vreau de ce stați la coadă? Păi dar de unde să știm? Am văzut. Nu v-a venit factura acasă? Nu a venit nimic. Da, nu trebuia să fie acasă. Nu a venit nicio factură. Nicio treabă cu contractul. Că nu mai plătesc nici poșta ca să aducă factură. Am ajuns rău în orice caz, foarte rău. Doar joc de noi cum vor ei. Oamenii suferă. Stau la cozi și tac și asta este. Cum e albastru, pe zi ce trece. Dacă o puteți plăti online, vă puteți lua de pe contul dumneavoastră. Ați înțeles, deci îmi trebuie factura făcută. Aha. Mă înțelegeți? Trebuie să-mi facă factură. Și să lichidez acum. Să dau citirea să-mi facă factura respectivă. Nu pot să o fac online. Cum vine că nu e calculatorul, ei nu devine deloc, nici directorul, că se sus pe scaun încălzit, tot dacă e prea cald, dă drumul la geam. Geam? La aer condiționat, domnule, că pe banii noștri după aia pleacă în Suedia, în altice. Ei, deștepții! Matale, te știi cu asta, dar care nu se știe cu calculatorul, ce care face? N-are, ce face? Nu sunt numai tineri, mai sunt și... Da. De unde să știi? Că n-ai nici telefon. Dacă nu ai plătit, nu... N-ai obiectul bun și ce faci? Dai telefon, pentru că vrea să răspunde centralistă, dacă nu, nu. Și de ce e ocupat? Depinde că... cum s-a sculat azi dimineața. Da, și 12 jumate. Da.